Ce cărțile e asta, doamnă? Salutare! Este una dintre cărțile pe care eu le-am pregătit pentru biblioteca publică Burlacul pentru copii. Se numește Cartea îmbrățișărilor. Deci iată cam așa, deci copiii vor veni vor merge la bibliotecă, fiecare pagină sunt niște poezioare, hăzlii, și totodată aici, adică citind poezia, face îmbrățișare, adică așa. Și e o cărțulie foarte distractivă, așa m-am gândit eu, că copiii vor avea adică plăcere dacă vor răsfoi această cărțulie. Hai că eu așa... Să o postare că Moldova și Ucraina au trecut la calendarul nou și deci Crăciunul cam trecut, nu? Nu e anacronică cartea asta, Moș Crăciun? Sau te gândești la Crăciunul de la anul? Sau te gândești la Crăciunul stil vechi? Dar copiii vor merge, pot merge la bibliotecă oricând și numai decât de Crăciun poate să o citească. Da, văd că se numește Moș Crăciun, eu știu. Păi așa se numește, asta e contextul, așa. Asta este o carte. Și totodată am mai luat încă o carte, acum și să vă arăt altceva. O carte, iarăși la fel este destul de frumușică, așa. Moș Crăciun, colinde și povești. Știi de ce? Pentru că eu m-am gândit să lăs cadoul meu pentru biblioteca publică, adică o carte sub brad, dar știu că la noi nu este cald. Ce atât vezi? Este o carte la fel, ilustrată, trebuie frumos. Trebuie să duci două cărți și o păturică acolo. O să duc primarul păturica. Și încă m-am mai gândit așa ca pe masă să fie... puse așa niște mascote, eu știu, frumușele, care pot fi folosite ca design de interior, așa? Personaje inventate, ca și Moș Crăciun, niște îngerași. Așa. Și încă un brăduț care, da, practic, el este confecționat din ceva aici, parcă sunt niște solți. Adică se poate de așezat, de făcut diferite figuri sau jucării, sau deci motorica se poate de dezvoltat. Este un semn al sărbătorilor de iarnă. Eu cred că copiilor le va plăcea. Totodată m-am gândit să atașez aici mandarine sau ce-i găsi, ca totuși copiii să meargă la bibliotecă și să savureze, să prindă din plăcerea sărbătorilor de iarnă. Apropo, la noi sărbătorile sunt pe stil vechi. Cineva dintre săteni sărbătoresc și în stil nou. Și apropo, eu... Adică la Sfântuzia Mare de alături este pe stil nou de când lumea, n-au schimbat niciodată. Da, și într-adevăr acolo se vorbește română, acolo se vorbește pur română, este, da, într-adevăr, Câșlița Prut, satele cele ele deodată sunt romanizate, românizate de mult. Și totodată aici, Oleg, aș vrea să te rog dacă ai să poți să atașezi răspunsul primit de către mine, de la Cancelarea de Stat, deși eu am depus la către guvern o cerere, un demers prin care am solicitat ca să fie asigurat sala bibliotecii publice din Burlacu cu agent termic. Eu am făcut acest demers în contextul acestui dar de Crăciun, o carte sub brad pentru bibliotecile din țară, pentru bibliotecile publice. Ținând cont că Matanie a spus că se duc acolo și o plapumă sau un urgănaș copiii, adică eu am solicitat, deci acest răspuns este trimis către Consiliul Raional și către primărie, prin care se spune că să fiu informată, așa, și ce măsuri întreprinde primăria și Consiliul Raional privind asigurarea cu agent termic a sălii de lectură din Casa de Cultură a Bibliotecii Publice. Nu știu. Biblioteca și Casa de Cultură sunt gestiunea primăriei și guvernul nu poate să se implice în așa ceva. Au redirecționat demersul dumneavoastră. La colegii de Consiliu. Mai aveți ședință?
Ședința este, da. Ședința o avem pe data de 29-28, mâine va fi ședința în comisii și 29 decembrie va fi în, deci, ședința în plen a Consiliului. Totodată văd aici afișat și invitația cetățenilor la data de 29 decembrie 2023, ora 10, în sala de ședință, la consultări publice. Deci această ședință este cu, văd că are aici înscris 8 chestiuni, 8 întrebări. Una dintre ele importantă, cu privire la aprobarea bugetului primăriei Comunii Burlacu pentru anul 2024. Și aici în chestionetele acestea, în foi, văd că este înscris așa o cifră. Adică sunt proiectele de decizie privind aprobarea bugetului. Se aprobă în prima lectură bugetul primăriei pentru 2023 la venituri în mărime de 7187 lei. Cheltuieli în sumă, 7, iar 71,87, astăzi eu sunt 87 mii lei. Astăzi eu sunt contabila pe Popova Lina și Scalina. Pune-mi, te rog, cum să citesc eu aceste cifre care sunt așa înscrise, 7187 mii lei? Da, care unitate de până la virgulă e 1000. Înseamnă că 7 milioane și 187 de mii bugetul. Bine, nu are, văd că nu este nici o virgulă și nu știți că, da. După aceea și bănuți și sute, nu? Nu aveți nici o virgulă. După aceea pe capitole sunt și sutim, zecim la salarii, la nu știu ce, nu? Mai departe, nu, eu nu am pătruns. Chiar spuneți și că, da, nu așa, nici ieri cu mii lei. După aceea nu a revenit nici ea și nici eu nu am mai revenit ca să stabilim, deci, corectitudinea. Unul la mână. Mai departe sunt așa întrebări privind stabilirea taxelor locale, dar a doua întrebare din ordinea de zi a Consiliului este cu privire la aprobarea parcursului limită al autoturismului într-o asigurare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Raportor primarul Munteanu Mihai. Apropo, mă uit și cu privire la aprobarea bugetului, iarăși raportor Munteanu Mihai. Mă uit mai jos, iarăși, cu privire la examinarea cererii, este o cerere de la cetățeni, iarăși raportor Mihai Munteanu. Dacă el e șeful executivului, dacă el e prim-ministru în stat, el trebuie să prezinte și raport de primare. Țărpănie că toți și comisiile și consilierii sunt un cârt de boboi și el îi paște cu un vraș când își pe unde vraș și îi hrănește cu nu știu ce. Dar este comisie. Dacă mă ta consilieră și întreb ce înseamnă mii lei, înseamnă că nu vă prea pricepeți. Bine, dragă, dacă el nici nu a scris, putea să pună punctul, că nu sunt numai eu una care, dacă ea singur nu a putut să-l lămurească. Nu ne pricepem noi la bani, să pricepem mai bine la cheltuit primarul. Deci el solicită 15.000 de lei pentru ca să își procure motorină și să adică să-și exerciția trebuie. 15.000 pe lună, lunar 15.000? 15.000 anual. Ah, deci împărțit la lună ar ieși câte 1.000 de lei, 1.000 și ceva de lei pe lună și asta cât ar însemna în kilometri? Nu știți cât consumă mașina primăriei. Cât vrea. El dacă parcurs, nu e adevărat. Există un consum mediu care trebuie raportat. Dar că nu știm noi. De lei se spune cât se cheltuie pe motorină sau pe benzină. Dar din benzina ce e, câți kilometri faci? Că el vrea să-și pună o limită de kilometri, nu? Sau de consum de lei, de bani. Trebuie el să raport. Cât costă, cât consumă mașina primăriei. Oleg, eu nu m-am băgat în chestiile astea. Să-ți dai seama din 1000 de lei pe lună câți kilometri poate să facă. Și poți calcula câte drumuri la Cahul face. Eu am zis că el
cumpăra, dacă vrea să ducă cu maier cu care își cumpără șlang, dacă îi cumpăr, dacă vrea să-i cumpere șlang la alt angajat la primărie, tot așa el face. El dacă vrea să ducă bidon, cum a fost pe 21 noiembrie și-a cumpărat picolac la preot. Poate de asta s-a impus cumva de la guvern o limită care trebuie să fie aprobată de Consiliu. Foarte bine, dacă n-ați propus voi, consilierii, vine primarul cu inițiativă primită de sus, că nu cred că e moftul lui. Probabil i s-a spus de sus, băi, ia mai limitați călătoriile. Este pe iată să plânge una ca prima, ca rotarul, de exemplu, când merge spre des cu mașina. Și de asta a spus în Consiliu, ce crezi că e inițiativa primarului? Crezi că el are nevoie de o limită când el ar vrea să călătorească fără limită? Nu-l întrebe nimeni nimic. Și în anul trecut, tot așa solicitat, încă înainte era câte 1000 de lei pe lună, dar el și-a mărit acum, că i-au crescut aripile. Asta e el așa, pentru că noi nu știm, de exemplu... Ai drept de a propune, cere să se reducă sau să rămână la 1000 de lei pe lună. Bine, Oleg, acolo este comisia asta, economie. Și ce o să facă? Tot așa o să-l iese, pentru că el așa vrea, așa îi place lui. Așa-i moftul lui. Majoritate n-ai ce să-i faci, ma ta poți să crici, să zici, iată, cu 1000 de lei pe lună, el îmblă prea des la Cahul și la Chișinău, cu mașina primăriei. Și plus de asta se duc niște falsuri. Dacă a fost la forumul primarilor, până la Cahul, posibil, o mers cu mașina primăriei, că de acolo, cred, permisul a mers organizat. După o săptămână a fost la Cahul, la întâlnirea cu Recean. Cum nu ai fost, ma ta, informat despre ce s-a petrecut la acel forum al primarilor și ce s-a spus, ce s-a vorbit la acea întâlnire cu prim-ministrul Recean, nu ne-a informat nici el, doar mai... De la forumul primarilor știm că ai fost Mata, dar de la întâlnirea cu Recean n-are cine de la ta, că a fost numai primarul Muntean, Mata aveai treabă la Chișinău. Da, și atunci da. Și deci doar mai cei care mai ajung prin beci la... Aveți dreptul să-i cereți pentru mie asta de lei pe lună pe benzină sau motorină, el puteți să-i cereți ca aleși locali ca el, să-i cereți să raporteze unde, cum o cheltuiți și pentru ce. Da, fix, azi raportul cu raportul în fața mea. Acum ce să-ți fac, dar fă un partid sau aderă la un partid, fă o majoritate în Consiliu și atunci să-i poți dicta primarului. Dacă ești singur consilier independent, poți numai să critici, spui întrebări și atât. Ai un singur vot. S-am propus să aderi la viață, zic că nu. Ești de acord. Poate să fie 2-3 consilieri. Și unde? Ceilalți încă să fie de sunt tineri, ei ce o să fac? Lasă-i dăm, că el a să facă. Dar ce a să facă? El niciodată nu a venit cu o probă, cu un argument. Uite ce a făcut eu. Uite ce s-a făcut de bani. 16 ani nu a făcut, dar într-al 17-le poate îi se face milă. Aha. Să facă. Încă una. Dacă sonda și ea nu funcționează și... Nu știu, ori se duce și o înconjoară, pentru și trebuiește benzină. Sau vara, el se duce la bazinele și alea unde nu curge apa sau nu sunt aprovizionați țătenii. Dar cheltuieli imens se face. El cu mașina primăriei poate să ducă la toc să-și ia îngrășăminte sau altceva ca să ducă să-și le arunce pe cota lui personală de teren. Eu foarte multe lucruri știu. Și nimeni, absolut nimeni, nu-l deranjează și nu-l întreabă și nu raportează nimănui. El doar raportează pe suport de hârtie. Acum, data de 8 noiembrie, el a fost la procuratură. Eu văd, mă uit în documente acolo unde este scris că el a luat cunoștință, a fost întocmit ordonanța privind contravenții. Lui cu transportul public. Sau cu transportul lui privat, pe banii lui. Cu mașina primăriei. Ai dovadă că s-a dus în ziua aceea cu mașina primăriei la Cahul? Cu mașina primăriei a fost în ziua aceea la Cahul. Poate a avut și altă treabă în interes de servici. Pune mașina acolo unde vești și nu te după în fața procuratorii cu mașina ăsta a primăriei. A avut interes. El tot timpul are interes. La ecologie, îmi spune doamna de la ecologie, primarul ne-a adus listele celor care au scos apele în drum. Și cum? Trebuia să vi le aducă cu mașina primăriei? Dar se fac ședințe de judecată prin online. Dar el se duce pentru... Haideți, dar cine știe câte drumuri are secretara? Dar nimeni nu știe câte drumuri trebuie să ducă ea la Cahul. Pe lună, pe an. La ședința de plen o să poți să-i pui întrebarea asta, dacă nu o să discute și la ședința de comisie de mâine. Cine o să-i
Cine o să ia atitudine? Soțul secretarii care este în Comisia Economie? Ia mă ta atitudine. Chiar măcar o voce, dacă o transmiți în direct, o să mai aud încă 50 de alegători a matale și o să creez un curent de opinie care să-i ceară socoteală. În fine. Dacă vrei. La ședința Consiliului și la... Am să fac așa. La ședința Consiliului și la audierile publice, chiar invit cetățenii să vină la audierile publice. Este tot la materialele ordinii de zi. Am deci primit la 10, în zi de lucru, vineri dimineața la ora 10, da? Da, vineri la ora 10, la ora 11:30 începe ședința. Și iarăși e făcut așa, nu știu cum, repede, fuguța. Ei au calculat că ajunge o oră pentru discuție. Ajunge o oră, că și așa o sclabur la acolo. Au anunțat undeva public dezbaterile astea publice? Am văzut că era pe pagina primăriei, dar acolo ce vrea, ce e scrie secretara, altceva nu. Și eu am... formal o anunțat. Da. Și ieri eu am făcut o postare în care iarăși am scris. Și că o cerere, dar știi ce-mi place? Țătenii? Posibil ei s-au deprins, pentru că eu când am mers în două mandate la cetățenii cu colectarea semnăturilor, îi rugam ca ei singuri, personal, să înscrie numele familia pe listele de subscripție și să semneze. Exact așa, o cerere este cu conținutul că noi, cetățenii Comunii Burlacu, suntem împotriva împăduririi șesului de lângă Vinzavod și până la hotar cu tăraclie de salci, ne ceva opărit și nu avem cum unde paște vitele din satul Burlacu noi subsemnații. Unde mers o cerere prin care ei spun că sunt împotriva păduririi unui spațiu de la unui teren de la intrarea în sat. La ședința trecută, eu am, deci primarul, asta a fost inițiativa lui ca să împăduim câteva hectare de... Cât mai mult trebuie împădurit, pentru că suntem la coada Europei, suntem cea mai poluată republică, Republica Moldova. Avem 11% de împăduriri când media europeană e peste 35%. Deci trebuie pădurit cât mai mult, inclusiv imașuri, gârle și râpi ce sunt folosite acum pentru păscutul animalelor. Dacă nu au unde să le ducă, poate că au dreptate. Dacă au și alte locuri de pășunat, atunci cred că e un moft și cineva îi manipulează. Au fost plantate și în alte spații, că doar până la cererea asta, mi-au mai spus sătenii, dar unde să ne ducem noi, unde noi ciobienii, unde spaștem noi oile. Iată acolo au plantat până chiar până sub malul Iazului, în Baima Clica au plantat acolo. Deci când data trecută primarul a venit cu această inițiativă, eu am zis că sunt împotrivă. El vrea să împădurim șesul de lângă, adică șesul unde de la baie în partea aslantă și deci la Baia Veche și spre fabrica de vin. Eu am zis că acolo mai pasc păsări, pasc vitele din câte eu am văzut. Și am fost împotrivă. Ei, până la urmă, a fost altă propunere ca noi să, adică să fie împădurit un spațiu de la fabrica de vin până la hotar cu tăraclie de salcie. Și acolo eu cam am șovăit, dar până la urmă zic totdeauna ei pe mine mă acuză că eu niciodată nu votez pentru. Da, eu voi fi contra și asta fac, deci public, nu voi vota nimic până nu va fi soluționată problema aprovizionării cu apă potabilă a satului, încălzirea sau agentul termic în biblioteca publică, casă de cultură și totodată doresc ca să fie eliminată problema asta cu scurgerea apelor pluviale sau apelor reziduale, nu pluviale, apelor reziduale de la marginea satului care el știe primarul, știe cine sunt cei care și-au scos apele reziduale care curg până de vale, până la șes, până la, pe lângă la intrarea în sat. Și alte probleme care pe mine mă deranjează, canalizarea nu are lumea, s-ar putea corect să condiționeze rezolvarea unei probleme cu rezolvarea celorlalte.
E foarte important și aprovizionarea cu apă și oprirea poluării. Dar împădurirea mi se pare vitală. Și dacă acelea sunt terenuri publice, date în folosind oamenilor pentru pășunat, încercați să convingeți oamenii că o parte din acele terenuri publice trebuie să împădurite spre binele lor și al tuturor. Sunt de acord, dar noi avem la izolator, așa se numește porțiunea și de teren, care acolo s-ar putea de împădurit, e puțin mai... Poate mai bine lângă... cât mai departe de sat, ca să nu dea întâmplător cineva să ocurea intenții caprele, vacile acolo și să distrugă plantația. Deci cât mai bine, e mai bine să fie pădure cât mai departe de sat. Eu nu sunt împotriva, să zicem, împăduririi totale, dar sunt împotriva ilegalităților pe care el continuă să le comită, să le admită și pe noi ne-ar socoti ca un cârt de boboși care ne paște cum vrea el. El vrea asta să o facă, dar haideți să facem așa. Iată, eu nu pot să admit așa ceva. Dar sunt și eu pentru pădurire, dar pădurim acolo unde v-am spus, la izolator. Mai sunt alte porțiuni de terenuri. O să aștept cu nerăbdare transmisiunea în direct de la ședință și să văd cum luați cuvântul și cereți asta cu argumente. Da, neapărat, pentru că cetățenii chiar și în privat mi-au scris sau public acolo mi-a scris cineva dintre ei. Ei așteaptă ca să fie aceste ședințele publice. Că data trecută când... Să meargă și la consultările de la ora 10 și să rămână în sală, poate chiar să transmită ei cât mai mulți în direct pe canalele lor sau în grupul ăsta nostru, cu oricine dintre ăștia 300 de membri poate să transmită în direct ședința Consiliului, ca să nu steau o consilieră și cu hârtiile, cu proiectul de buget și cu alte hărțogăraie și cu telefonul ca să transmită în direct. Cred că poate să facă chestia asta oricine din sat, gratis, nu aștepte remunerare pentru asta. Și chiar dacă o fac mai mulți în același timp în grupul ăsta, e și mai bine, pentru că unul poate acum, altul poate mai încolo, la unul video, bateria îi se termină, la altul continuu. Deci completați-vă și asigurați transparența activității Consiliului Local care decide în numele vostru, pentru că așa e democrația. Nu puteți să decideți voi, toți cetățenii satului, decât participând la vot și după aceea participând la dezbateri publice, iar prin delegații, prin reprezentanții voștri, acei 11 câți consilieri sunt în sat, ei decid în numele vostru. 4 ani între alegeri, oamenii ăștia decid, de ce monitorizați ca să decidă corect în numele vostru și dacă nu, puteți să faceți proteste, demersuri, să-i dați în judecată dacă vedeți că fac chestii ilegale. Da, eu sunt pentru asta, susțin să vină, să găsit. Eu chiar m-am bucurat când am văzut că cetățenii, iată, uitați-vă, toți au semnăturile dânșilor, nu chiar se vede, și au, așa, cum au putut, au... Da, eu deja văd că cetățenii cer să le fie respectate drepturile lor. Totuși să aibă în vedere că ei folosesc gratis un imaj bun public și îl folosesc în scopul lor personal. Laptele acela sau carnea o consumă ei și familia lor sau, și mai rău, dacă îl vând, veniturile acelea mult sigur nu le împart cu primărie. De aceea să aibă în vedere și interesul public. Iar interesul public în toată Republica Moldova e acum împădurirea. De acord, dar da, sunt alte spații. Eu vă mulțumesc mult, totodată, ținând cont de această ocazie, aduc totuși felicitări tuturor sătenilor mei cu sărbătorile de iarnă. Cu ocazie sau cu prilejul? Oricum, când ești spus din inimă și așa și așa este corect, și prilej și cu... Da, da, așa când zici cu sărbătorile de iarnă, îți vine să zici cu limba și cu maiul și greșit că e calchiere din rusă. Oricum, ne corectăm. Doresc sănătate, doresc implicare, activism civic, doresc o comunicare asertivă, doresc să realizăm tot împreună, adică tot ce mi-am propus împreună. Apropo, iarăși aici mai am și deci din inițiativele mele care eu le-am înaintat când am candidat la calitate de primar, dar voi reveni la acest subiect.
Eu vă mulțumesc mult, sănătate tuturor, vă așteptăm la ședința Consiliului. Și copiii la bibliotecă.